Am venit în fața Procuraturii Generale a României pentru a-mi susține memoriul prin care ceream ca trupul lui Mihai Eminescu să fie desumat pentru a se demonstra faptic asasinarea poetului pentru ideile naționale pe care le-a avut. Susțin dreptul pe care Eminescu nu l-a avut în timpul vieții sale. De 6 luni de când am depus memoriul n-am primit niciun răspuns. Da sau nu? Ne dorim ca măcar acum, după 130 de ani, să putem afla adevărul. Avem nevoie de acest adevăr și suntem alături de prietenul nostru, scriitorul Laurian Stănchescu, în această acțiune. Dacă Eminescu a murit așa, înseamnă că nu mai rentează să fii poet și nici patriot în ziua de astăzi. Pentru asta sunt alături de prietenul meu, Laurian Stănchescu, pentru a sluji în principal libertatea de expresie, libertatea de creație și libertatea de a putea fi român în România. E o tergiversare la memoriul meu, ceea ce înseamnă că le e teamă să îl desumeze pe Mihai Eminescu sau au primit pur și simplu un ordin. Este totuși un răspuns. Eu am să mintețesc de acum încolo acțiunile mele privind desumarea lui Mihai Eminescu, pentru că știu adevărul. Am depus foarte multe documente la Procuratura Generală, la Procurorul General și sunt foarte mulți savanți în medicină legală care susțin asasinarea lui Mihai Eminescu. Acest adevăr trebuie aflat. Amen.